Gândindu-mă așa la următoarea concurentă, îmi sugerează ținuta ei ceva. Dar n-aș vrea să spun eu înainte, aș vrea pe ea să o lăsăm să ne povestească unde merge și mai ales de ce a ales ținuta respectivă. Jasmine! Bună seara, Ilinca! Bine te-am regăsit, draga mea! Bună seara! Bine te-am regăsit! Spune-mi tu unde mergi. Nu merg neapărat într-un loc special. Am avut așa o problemă în viață. Multă lume mi-a zis în ultima perioadă că sunt prea liniștită, că nu sunt foarte vocală, că sunt prea sensibilă și evenimente de ieri cu Sorina, când am văzut-o și cam tristă și supărată, m-am hotărât să vorbesc cu ea, să fim și noi mai dure, dar să începem așa întâi un pic prin haine, să o luăm pas cu pas, întâi poate de la fațadă să părem așa fete mai rele. Care noi? Eu și Sorina. A, amândouă. Și atunci te întâlnești cu ea undeva să da, pun planul și la cale. Să punem planul la cale și pe viitor să vedem cum putem să îmbunătățim ținutele, cum putem să o facem și verbal, să fim cu totul așa. Super! Îmi place inițiativa voastră, fetelor. Trebuie doar să fiți prezente, exact. Să fiți ochi și urechi la tot ce se întâmplă, să aveți argumente și e suficient. Și ținute bune asta, mă rog, nici nu mai încap în discuție. Sorina, mulțumită? Da. Cum te scoate la cafea? Da, asta da. Bun, aș fi schimbat bocancii, aș fi pus ciocate, aș fi scos accesoriul de pe cap. Mi se pare că aduce cumva cu o voaletă, dar nu mi se pare corect integrat. Cercei nu mi se par corect plasați și jacheta aș fi schimbat, aș fi pus, nu știu, ceva din piele ecologică, o jachetă. Știu, asta aș fi făcut prima oară, dar mi s-a părut prea simplu și de-aia am pus fusta de tiul și nu altă fustă. Aveam o fustă tot pe tipar de carouri, cum a purtat Iris la un moment dat, așa mai umflată, și am vrut să fac asta cu tiul și cu partea asta de tiul, am vrut să încerc altceva. Așa ar fi fost cel mai simplu pentru oricum, mine. Oricum, se vede că ai să fac, zona ta. Da, păi asta am și încercat, că mi-ar fi fost simplu să pun niște cizme ciocată, aș fi ales tot așa, geaca de piele, dar am să încerc ceva nou. Felicitări. Ok, mulțumesc. Iris? Sutienul mi se pare că... Nu e un sutien. Nu e sutien? Nu, este un set de corp, un body cu un body. Este o bluză cu totul. Deci nu este un sutien. Ah, ok. Dar nu e separat de fustă, da? Da, este separat. Okay, fusta este așa și... Fusta cu cămașa, nu mă deranjează nici bocancii. Per total, mi se pare un look ușor prăfuit... Pinterestic, așa, din 2004, dacă știi, erau niște tutoriale, am dat cu niște fete care făceau poze la ruine, pe șine de tren, ceva din zona aia mă duci. Nu vreau să fac poze pe șine de tren, dar nu mă supăr pe tine. Așa. Nu mă supăr pe tine. Acum vorbim despre ținută, Jasmine, cu jurații chiar. Ia cu fii jurați. Atent aici, în fața lor. Bună, Alina. Măi, Jasmine, iartă-mă. Rămăsesem fixată cu Alina eu. Ceea ce ai făcut-o astăzi este o încropeală nefericitică. Ideea de la care ai pornit, Jasmine, este bună și te felicit. Treaba e în felul următor. Bocancii pe care ți-ai ales nu sunt bocanci. Mare atenție la piesele acestea clasice. Cred că noi am mai spus chestia asta și în alte sezoane. Da. Bikeriță, geaca biker. Da. Trebuie cumpărată model clasic. Bocanc. În momentul în care se dorește achiziționarea unui bocanc cinstit, model army, military, fără lanțuri, fără capse, fără briz-brizuri, fără paiete, fără o talpă civilizată. O talpă civilizată. Fusta de tiul, ca și bluza aceasta, să faci un deserviciu, te lățești acolo, ești imensă, multă în zona asta. Tăietura asta e inegală la fustă. Dacă ai fi avut alt tip, eu știu, de bluzon cu altă structură, pana,
Plus, ghiozdanul este un brand. A fost, îmi asum, care nu era ce voiam, dar a fost ideea că voiam un rucsac. Fii atentă, problema este un pic alta, Jasmine, că intenția ei așa ar fi fost bună. Pe mine mă scoate din minți la nivel de styling, și asta se încadrează în acea categorie, haioșism, haioșica. Când tu vrei să fii haioasă, de gașcă. Dar zice să nu fie, mă, de păi nu, e bine. Dar există un tip de styling haioșistic, la fel cum există acele tunsori haioșistice, cu bretonul asimetric, cu trei, o șuviță mov, trei lere de culoare. Nu, da. Din mințile mințișoarelor aș da și un nume, dar nu pot, că se uită la noi, poate și aoleu, în fața de nu-mi place. Jasmine. Eu sunt cu tine într-o altă direcție, adică eu te văd altundeva. La mine e un Moulin Rouge dâmbovițean, reinterpretarea punk rock. Bun, chestia aia din cap e bizară. O mătușă de-a mea a fost modelier și am învățat de la ea că nu amestezi niciodată mai mult de trei texturi și tu ai acolo dantelă, ai pană, ai voal și mai ai încă o chestie. Deci deja e foarte mult doar pentru chestia aia. Uită-te, deja ești de o frumusețe rară, fără chestia aia în cap. Gândește puțin, e un accesoriu care îți acoperă jumătate de ochi. Am deja părul aici, am cercei cu steluțe, am belciugul ăla la gât. E prea mult, am liniile de eyeliner. Liniile de eyeliner îți stau superb. Mai încearcă chestia asta pentru că ești euforia 100%. Adică mă duci cu gândul acolo, e exact ceea ce trebuie pentru vârsta ta, pentru că ar trebui să fiți multe dintre voi, fetelor, proaspete, fresh, young, propuse. Îmi place. Overall, look-ul pare ca un mood board pe care, din care tu ai luat toate ideile. N-ai făcut, nu l-ai curat puțin. Nu ai, da, n-ai spus asta fine. Cu asta și cu asta din mood board-ul ăla. Ai luat toate decupajele, le-ai pus împreună. Și când spun cuvântul decupaj, nu-i degeaba ales, pentru că totul arată puțin așa, pus împreună și prezentat. Pare mulțumesc. Rău. Nice. Mulțumesc. În seara aceasta nu. Mulțumesc. N-am avut noroc, să sperăm că mă ajută cei de acasă. Neapărat trebuie. Dragii mei, astăzi am încercat, n-a ieșit prea bine. Data viitoare încercăm, dar mai puțin. O să merg un pic pe clasică, mă duc în jos, dar cu ajutorul vostru pot să rămân cât mai mult în competiție și să încerc cât mai multe lucruri. 8 la 1, 2, 2, 0.